Echilibrul emoțional este sfântul graal al fiecărei ființe umane. Fie că ne dăm seama de asta sau nu, căutăm starea de bine, să avem o viață echilibrată, să facem ceea ce este important și să ne bucurăm de rezultatele atinse, să fim fericiți într-un final. Toate acestea încep și se termină fără îndoială cu stabilitatea noastră emoțională. Dacă vrei o viață echilibrată, trebuie să fii tu cel echilibrat primul. Dacă vrei să înțelegi ceea ce este valoros și ceea ce te face fericit, trebuie să te cunoști. Iar unde este haos în interior, nu există loc pentru înțelegere. Prin urmare, îți voi oferi un scurt rezumat al sfaturilor stoicilor pentru a face față tulburărilor emoționale, cum ar fi sentimentele de furie, frică și tristețe, sau pofte nesănătoase și obiceiuri proaste. Aplicând aceste principii, vei atinge și menține stabilitatea emoțională dorită. 1. Examinează-ți impulsurile. Ce știi că te ispitește? Ce știi că îți produce emoții nesănătoase? Poate fi vorba de acel joc pe telefon care îți mănâncă timpul inutil. Poate este vorba de o ceartă interminabilă cu partenerul pe același subiect. Dă-ți seama că pierzi timp prețios de viață cu un joc care îți oferă dopamina artificială pe gratis. Dezinstalează-l din telefon, iar de fiecare dată când se arată o nouă ocazie de a instala un altul, adu-ți aminte motivul pentru care ai renunțat la el. Plăcere falsă de moment pentru timp de viață inestimabil. La fel și cu partenerul. Dacă e să vă certați de la banii, nu adu în discuție acest subiect decât atunci când sunteți raționali și împăciuitori. Doar elimină orice indiciu care îți distruge echilibrul emoțional. 2. Distanțarea de impresii. Impresiile sunt primele gânduri care ne vin în minte despre un lucru. În general, oamenii acceptă impresiile despre evenimente fără a le gândi în amănunt, spunând: moartea e un lucru teribil, aș vrea să nu se fi întâmplat, interviul nu a mers bine și așa mai departe. Dar rare ori respectivele impresii reflectă realitatea. Dacă noi luăm drept adevăr orice gând care ne trece prin minte, cu siguranță că ne vom pierde echilibrul emoțional. Epictet ne îndeamnă să spunem impresiei: ești doar o aparență și deloc ceea ce pretinzi că reprezinți. Ceea ce în psihologie numim distanțare cognitivă. Astfel, vei da un semnal minții tale cum că respectiva situație prin care treci nu este deloc rea sau vătămătoare, iar suferința va fi înlocuită cu echilibrul. Doar distanțează-te de evenimente fără a le judeca în vreun fel, fără a le pune etichete. Pentru stoici, fiecare eveniment extern este, strict vorbind, o chestiune de indiferență. Ai primit o amendă în trafic, e consecința acțiunilor tale ilegale. Ai oameni care au renunțat la tine, e normal ca oamenii să intre și să plece din viețile noastre. Ai avut o pierdere semnificativă, aia e. Cum a venit, așa s-a dus. Evenimentele nu pot fi niciodată inerent bune sau rele. Deci ori de câte ori cineva comite o evaluare sau o judecată, face o greșeală, pentru că evaluarea e probabil să nu reflecte realitatea în care trăim, ci doar oferă interpretări care sunt pline de greșeli. Doar puneți gândurile la îndoială. Marcus Aurelius ne îndeamnă ca ori de câte ori ne confruntăm cu o impresie care conține o judecată de valoare, ar trebui să respingem acea impresie ca fiind falsă. Deci ar trebui să respingem gândurile de genul: acest lucru mă copleșește, deci este ceva îngrozitor. 3. Caracterul temporar al evenimentelor. Echilibrul emoțional înseamnă stabilitate în fața celor care vin și pleacă. Amintește-ți că nimic nu durează pentru totdeauna și că totul se schimbă în timp. Gândește-te la evenimentul care te frământă ca fiind trecător, având un început, un mijloc și un sfârșit. Însă tu ești mereu același. Evenimentele sunt precum valurile mării, iar tu precum o stâncă de neclintit. De ce ar trebui cele trecătoare să te schimbe și pe tine? Tu ai fost acolo dinaintea lor și vei rămâne și după. Ai trecut printr-o despărțire? Demnitatea, empatia și valoarea ta au fost ale tale dinaintea apariției partenerului. Altfel nu l-ai fi atras și cu siguranță că ele îți vor rămâne și după despărțire. Căci niciun om nu poate lua de la un altul ceea ce este cu adevărat al său. Ai pierdut bani, ai pierdut oportunități, ai pierdut o carieră. Ele sunt doar un rezultat al îmbinării dintre abilitățile tale și contextul în care ai fost pus. Contextele de viață se tot schimbă. Azi ești bine, mâine ești uitat. Dar abilitățile tale sunt rodul timpului tău investit și nimeni și nimic nu îți poate lua timpul și abilitățile pe care le ai. Totul din exterior se schimbă, dar ceea ce ține de propria ta persoană rămâne și nu poate fi schimbat fără voia ta. 4. Amânarea răspunsului.
Nimeni nu deține o stăpânire de sine perfectă. Tocmai de aceea putem recurge la anumite tehnici și modalități prin care să combatem problema apărută atunci când echilibrul emoțional nu ajunge. Amâneți răspunsul până când sentimentele tale se diminuează în mod natural. E foarte simplu. Când știi că ești încărcat emoțional, fă ceva care să te liniștească și nu lua decizii și comportamente pe moment. Nu încheia relația cu partenerul după o ceartă, ci ia-ți timp să te liniștești întâi. Nu cumpăra primele produse pe care le vezi pe raftul de la intrare din magazin, ci permite-ți să te plimbi prin tot magazinul și să vezi ce ai cu adevărat nevoie. Nu începe să citești cărți la întâmplare doar pentru că le-ai văzut într-o reclamă sau au venit printr-o recomandare, ci întreabă-te ce anume ai nevoie chiar acum să înveți. 5. Echilibrul emoțional înseamnă capacitate de control. Bineînțeles, nu puteam încheia videoul fără să aduc în vedere principiul de bază din stoicism și anume, stabilește ce este în controlul tău și ce nu este. De fapt, Epictet ar spune că doar în aceasta ar consta echilibrul emoțional. Când stabilești ce nu depinde de tine, n-ar avea rost să te preocupi. Prin urmare, nu găsești motive de îngrijorare și deci echilibrul tău interior nu este tulburat. Gândește calm și rațional, ținând cont de distinția dintre ceea ce depinde de tine și ceea ce nu. Descrie evenimentele prin care treci simplu și obiectiv, fără să atribui etichete sau să folosești un limbaj emoțional. Întreabă-te ce ar face un model precum Socrate, Zenon sau Epictet însuși în această situație. Întreabă-te ce virtuți ți-a dat natura pentru a te ajuta să faci față. Poate fi vorba de înțelepciune înainte de a lua o decizie. Ori poate cumpătarea când te simți copleșit de plăcerile momentului. Ce se află la îndemâna ta și poate fi folosit în a te controla pe tine și instinctele tale în a-ți păstra echilibrul emoțional. Un video în care am explicat cele 6 principii prin care tu poți deveni mai echilibrat emoțional găsești în colțul de sus al ecranului. Ne găsim acolo! Dacă ți-a plăcut acest clip, oferi un like și un comentariu cu părerea și experiența ta despre acest subiect. Mai important, abonează-te la canalul SEMPED dacă te interesează psihoeducația. Până data viitoare, ai grijă de sănătatea ta mentală.